Directorul Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu, a demisionat. Despre aceasta a anunțat președintele Parlamentului, Igor Grosu. Acesta i-a mulțumit lui Rusu pentru eforturile depuse în această funcție și a spus că așteaptă de la noua conducere a instituției creșterea vitezei de investigare a actelor de corupție. În timpul apropiat vom veni cu propunerea pentru a numi un nou director al CNA. Așteptările Parlamentului și ale întregii societăți de la CNA sunt foarte clare. Creșterea vizitei cu care sunt investigate actele de corupție, stoparea fluxurilor financiare ilegale, asigurarea integrității instituției prin accelerarea reformei Centrului Național Anticorupție și curățării instituției de practici și personaje nocive. Analistul politic Anatol Țăranu a declarat că autoritățile au semnat de mai mult timp ineficiența Centrului Național Anticorupție, iar în acest caz demisia șefului instituției era de așteptat. Motivația demisiei ar trebui să fie explicată chiar de către fostul șef al instituției. În general, reprezentanții autorităților și-au exprimat în repetate rânduri afirmațiile că lupta împotriva corupției se desfășoară într-un ritm prea lent. Iar acest lucru este valabil direct pentru instituția care este responsabilă de acest domeniu. Așadar, cred că, din acest punct de vedere, această demisie era așteptată. Dar în același timp există un element de surpriză, pentru că nimic nu a anticipat această demisie pripită. Potrivit politologului Corneliu Ciurea, confruntarea dintre Centrul Anticorupție și Procuratura Anticorupție durează de mai mult timp, astfel că existau anumite așteptări că se va solda cu o victorie sau cu o înfrângere. Așteptarea era că Veronica Drăgălin, care conduce Procuratura Anticorupție, poziția ei este mai puternică, este mai bine așezată pe picioare, așa că, bineînțeles, a existat o premoniție că Iulian Rusu va pierde în această luptă. Dar mai multe au depins de situația internă din PAS și se pare că s-a format alianță în favoarea Veronica Drăgălin, așa că Iulian Rusu a trebuit să plece. Bineînțeles, nu știm exact când se va întâmpla acest lucru, dar în principiu, asta era așteptarea. Iulian Rusu nu a comentat încă demisia sa. Scrisoarea de demisie urmează să fie analizată în cadrul ședinței în plen a Parlamentului. Iulian Rusu a fost numit director al CNA în februarie 2022.